6 decembrie 2020 este data stabilită pentru alegerile parlamentare. Guvernul a fost obligat atât de Constituție cât și de legea alegerilor parlamentare să ia această decizie. Guvernul este obligat atât de Constituție cât și de legea alegerilor parlamentare să ia această decizie, să stabilim data alegerilor parlamentare. În conformitate cu legea, această decizie trebuie adoptată cu minim 90 de zile înainte de data alegerilor. De asemenea, trebuie să ținem cont de prevederile constituționale, care pe de o parte spun când se încheie mandatul actualului Parlament, și anume pe data de 21 decembrie. De asemenea, trebuie să ținem cont în stabilirea datei de prevederea constituțională, prin care președintele trebuie să convoace Parlamentul nou ales în termen de maxim 20 de zile de la data alegerilor. Coroborând toate aceste prevederi constituționale și legale, rezultă clar că data alegerilor nu poate fi decât 6 decembrie.